Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Astăzi povestim despre parfumuri care au intrat în colecția mea în ultima perioadă, însă înainte de toate vreau să vă întreb și pe voi ce vreți să mai vedeți pe acest canal. Poate v-ați plictisit de seria Parfumurile Săptămânii, nu știu. Spuneți-mi și voi ce ați vrea să mai vedeți pe acest canal, despre ce parfumuri ați vrea să mai vorbim, poate vă interesează recenzii la anumite parfumuri. Spuneți-mi în comentarii pentru că m-am blocat puțin. Chiar nu știu ce să mai filmez, despre ce să mai vorbesc, ce serii să mai reiau. Poate îmi spuneți și voi în comentarii. Ok, și dacă tot am făcut acest intro, nu uitați să vă abonați, să vă alăturați dacă doriți să susțineți acest canal și să vedeți și niște clipuri suplimentare. Lăsați și un like, nu uitați de toate treburile astea, pentru că ne ajută și pe noi să ne recomande YouTube, desigur. Haideți să începem cu parfumurile, pentru că avem câteva, dar din nou menționez, este un haul, o să discutăm despre ele mai detaliat pe viitor, astăzi doar le descoperim. O să încep cu un parfum despre care am auzit o grămadă de cuvinte frumoase și voi mi l-ați recomandat, știu că l-ați cumpărat și v-a plăcut. Am văzut și la fetele de pe YouTube că l-au cumpărat și e un parfum îndrăgit. Este vorba despre Elisab Elixir. Elisab Elixir, am aici o variantă de treble. Urmează trendul, multe parfumuri sunt cu iris în această perioadă și da, m-a dus cu gândul și la alte parfumuri. În primul rând m-a dus cu gândul la mai lângă mine, Iris Absolut de la Lancôme. La Vie Belle Iris Absolut. Sunt diferite, nu sunt la fel, dar aroma de iris este cam la fel, doar că acesta are și o parte gurmandă și Elisab Elixir este un parfum dulce, dulce cu aroma asta de iris. Parcă la un moment dat simt și ceva spicy, cumva aroma de iris se simte mai mult timp în Iris Absolut, e cumva un iris cu o parte gurmandă. Aici, în Elixir, simt și ceva spicy, dulce, spicy, parcă aroma de iris nu ține atât de mult, nu se simte așa de mult timp pe perioada dezvoltării lui. Dar este un parfum cu o deschidere de iris, este dulce, este plăcut, este cald, ambrat. Este un parfum foarte plăcut, îmi place. Mi-aș lua o sticlă full size, sinceră să fiu, nu mi-aș lua acum. Asta pentru că am și această variantă de travel, dar aveam de gând să-mi iau măcar 30 de mililitri, pe aceasta am primit-o. Iris Absolut este ceva mai dulce, are o parte gurmandă, are ADN-ul acela de la Vie Belle, care mie îmi place foarte mult, are și iris, are și o parte gurmandă, este un parfum elegant, persistă mai bine decât Elixir, da, mi se pare că persistă mult mai bine acesta și proiectează mai mult, adică mi se pare mai bun, ca să zic așa, dacă tot am zis că găsesc asemănări. Nu mi-aș lua o sticlă full size, asta pentru că am parfumul acesta și v-am zis că mi se pare mai bun și îmi place mai mult. Este mai potrivit pentru mine decât Elixir, dar da, îmi plac ambele, ce să zic. Haideți să continuăm cu un parfum care cred eu că este discontinuat de mult timp. Este vorba despre un parfum și praf floral. Parfumierul este Olivier Cresp și este lansat în 2012. Este vorba despre Valentina Assoluto de la Valentino și dacă tot am ajuns la Valentino, vreau să vă povestesc puțin despre stravaganța, despre noul parfum de la Valentino care mă atrăgea foarte tare până să-l testez. Și acum este unul dintre parfumurile noi pe care nu mi-l doresc în colecție, care nu mi se potrivește. Ok, revenind la Valentina, este un parfum foarte elegant, foarte elegant. Un parfum care mă duce cu gândul la un eveniment, care mă duce cu gândul la o rochie elegantă și chiar mă gândeam că o rochie de seară, așa neagră cu o floare
în piept, așa mai mare, și chiar culoarea aceasta ar da foarte bine. Da, 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 da. Foarte elegant parfumul acesta și foarte frumos. Eu am aici varianta tester de 80 de ml. Să-mi ajungă, domne, că nu prea mai am cu ce să mă dau, ce să zic. Vorbim despre note. El are trufe. Probabil că îl știți. Este un parfum foarte frumos. Și, apropo, nu se compară cu extravaganța în niciun fel. Avem trufe, piersică și bergamot în deschidere. În mijloc avem vanilie de Madagascar, tuberoză, iasomie italienească și în bază avem patchouli, lichen și cedru. Avem aici la acorduri, primele ar fi așa, pământiu, flori albe, lemnos, vanilie și apoi flori. Nu mi se pare un parfum foarte fructat. Mi se pare un parfum floral, lemnos, puțin vanilat, puțin pământiu, pentru că știu că în alte parfumuri simt altfel izul acesta pământiu și uneori deranjant. Ei bine, aici nu, este foarte bine echilibrat parfumul acesta. Și da, este un parfum misterios. Misterios și seducător, așa foarte frumos, foarte elegant, matur, aș putea să spun. Pentru că știu că sunt unele parfumuri de la Valentino, foarte girly așa. Cred că se numește Valentina Blush, unul dintre ele, acela roz. Îmi place, cred că și acela. Da, este un parfum frumos, o să mai discutăm despre el. Îmi place, este elegant. Foarte, foarte frumos. Și sticla este o sticlă de colecție, o sticlă superbă, o sticlă elegantă și descrie perfect parfumul. Te duce cu gândul clar la un eveniment foarte elegant. Acum știți cum e, nu purtăm parfumurile doar la evenimente, eu vă spun așa ca să vă faceți o idee. Și trecem mai departe la un parfum care nu era printre dorințele mele parfumate, pentru că nici nu-l testasem, nu-l cunoșteam, însă am primit o ofertă bună și am zis de ce nu, de ce nu, deși mă așteptam să fie mai puțin potrivit pentru mine decât este, sincer. L-am purtat, îmi place foarte, foarte mult, este diferit decât mă așteptam să fie și în sensul bun de această dată. Are o grămadă de note parfumul acesta. Are așa, în deschidere, rom, orhidee vanilată și iasomie și vreau să și testăm parfumul, să le luăm așa pe rând și să vă spun cam ce simt eu prin el. Mamă, mamă, cât de auriu e! Ok, avem rom, are un pulverizator super bun. Nu vi-l pun în față pentru că se reflectă totul în el. Da, se simte romul, se simte un iz buzii puternic în deschidere. Nu pot să zic că simt flori, nu, simt un iz ciocolatos și dens. Nu știu de unde, nu știu cum. Combinația asta de note fac acest parfum să aibă o aromă. Nu simt așa separat notele, nu simt flori. Simt o combinație buzii, dulce, ciocolatoasă și am văzut o grămadă de recenzii și m-au speriat, sincer. Unii ziceau că miroase medicamentos, unii ziceau că este un parfum doar de purtat iarna, că este prea puternic, că este masculin, că... Deci am văzut foarte multe recenzii, toate diferite, dar asta cu medicamentosul am văzut-o la mai multe persoane și să știți că nu mi se pare. Deci chiar nu aveam prea mari așteptări când a ajuns la mine, dar este minunat, este minunat, este un parfum care provoacă dependență pentru că îți vine așa să-l porți, cumva are, persistă foarte bine, foarte bine. Trebuie să vă spun că l-am simțit pe piele și după ce am făcut duș. Așa, trecem mai departe. Vanilie, cremă de zahăr ars, note condimentate, pielărie, boabe de tonka și trandafir. Da, nu pot să zic că îl simt foarte condimentat, deși mă așteptam să fie prea condimentat pentru mine,
Pielea se simte, dar este o piele catifelată, cred că o piele întoarsă, o piele moale. Este o aromă de pielărie aici, deci avem până acum un iz cu rom, buzii, dulce, ciocolatos și cu această piele moale și catifelată. Este destul de subtil, se simte. Apoi avem în bază paciuli, zahăr brun, lemn de agăr, ud și zahăr, ambră și mosc. Da, probabil că de la început se simt notele astea zaharicioase, dulci, niște chestii gurmande pe acolo, dar se simte și lemnos, se simte udul, dar fin, foarte fin și asta îmi place foarte mult la el. Per total, mi se pare un parfum dulce, cu puțină piele, are și o parte gurmandă. În primul rând, nu mi se pare că seamănă cu Vanilla 28 absolut deloc, n-are nicio treabă, doar că este și el dulce, dar este ceva mai matur și este mai elegant, sexy, așa. Foarte frumos parfumul, nu mi se pare depurtat doar iarna, pentru că mie mi se pare că este destul de potolit, deși persistă și proiectează bine. Nu mi se pare că este genul acela de parfum gălăgios, mi se pare că este mai mult așa cald. Da, îmi place foarte mult parfumul acesta și v-am zis, provoacă dependență. Este nevoie de puțin timp, pentru că am avut nevoie, de fapt, de puțin timp să mă obișnuiesc cu el, pentru că eu nu am mai avut un parfum care să fie așa. Nu am mai mirosit nimic până acum în genul acesta. Chiar este o aromă unică pentru mine. Este frumos, este foarte frumos și mulțumesc. Mă refer aici la fata care mi l-a dat la un preț super, super bun. Ok, facem un pic de ordine pe aici, să nu ne încurcăm și trecem la următorul parfum. O casă nouă pentru mine, este vorba despre Comptoir Sud Pacific. Avem aici Pomelo Fizz, ne pregătim de primăvară și de vară. Este din colecția Jardins Pop. Acesta este un parfum citric, are o sticlă foarte frumoasă și clar, mă duce cu gândul la o vacanță de vară. Ca și note avem grapefruit, mandarină, bergamot, în mijloc avem coacăze negre, floare de portocal și pelin, iar în bază avem mosc, smirnă și ambră. Ce mi-a atras mie atenția la parfumul acesta este faptul că este asemănat pe fragrantica cu Cœur des Anges. Cœur des Anges, de la Atelier des Ors. Asta pentru că cineva și l-a luat pe acela și era foarte încântată. Și când am văzut eu că seamănă cu acela, am zis, oh, da, cred că din ce mi-a descris, mi se pare și mie că regăsesc în acesta. Ok, este un parfum citric dulce. Mie mi se pare că are și ceva gurmand acolo. Mi se pare un citric perfect pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci și vara și în perioada caldă și miroase atât de bine, miroase a vacanță, a vacanță. Am tot scrollat eu pe Notino și am tot, da, în deschidere este citric proaspăt. Foarte frumos, foarte frumos. Am tot scrollat. Aveam nevoie de un parfum de genul ăsta în viața mea, sincer. Se simte lămâie. Eu simt și lămâie. A, nu, grapefruit. Grapefruit, mandarină și bergamot. Parcă se simte și un pic așa lămâios. Dar parfumurile de la Comptoir Sud Pacific îmi tot atrăgeau atenția pe Notino. Și este altă gamă acolo. Gama aceasta sau parfumul acesta l-am văzut pe Makeup la un moment dat. Foarte bine miroase și să știți că se dezvoltă atât de frumos. Este citric, este dulce. Doamne, deci e cu altfel decât toate parfumurile citrice pe care le am.
nu știu, se simte coajă de portocală, se simte acolo ceva gurmand, nu știu ce. Parcă o prăjiturică, deci eu simt o prăjiturică în parfumul acesta, nu știu de unde și până unde, nu simt coacăzele, nu știu. E ceva deosebit, este ceva unic și o să mai povestim despre el. Mi se pare potrivit chiar și în perioada rece parfumul acesta. Mi se pare un parfum așa care te răcorește, care te bine dispune, este vesel, este citric, este dulce, nu foarte dulce. Dar mă duce așa cu gândul la o prăjiturică. Foarte frumos este. Este un parfum bogat așa. Nu este un citric din acela fresh și transparent așa în niciun caz. E un parfum bogat. Bogat și frumos, foarte frumos. Clar, un parfum unisex. Foarte frumos. Poate mi se pare că se duce un pic înspre zona feminină sau către persoanele care, v-am zis, iubesc parfumurile ceva mai dulci și vara. Da, este un parfum unisex, ce să zic. Frumos, 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 îmi place mult de tot. Un alt parfum care a intrat în colecția mea este acest More Than Words de la Xerjoff. Este o parțială, cred că am mai mult de jumătate în el sau cam jumătate așa. Și este sticla veche, probabil că parfumul a fost reformulat. A fost reformulat odată ce s-a schimbat și sticla, oricum. Ați văzut că se fac reformulări peste reformulări și acesta este un parfum cu ud, este un parfum fructat, rășinos, dulceag, de fapt este un parfum dulce, plăcut, se dezvoltă foarte frumos, l-am purtat o singură dată și l-am pus deoparte să vorbesc și cu voi despre el, dar o să revin cu impresii. Ce pot să vă spun este că îmi place foarte mult și că persistă extraordinar de bine, proiectează, e frumos rău de tot. O să mai discutăm și despre el. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Roberto Cavalli Florence. Un parfum care mi-a atras atenția de multe ori. Are o sticlă absolut superbă, este foarte elegantă și foarte frumoasă. Este un parfum Chypre, este lansat în 2017, iar creatorul acestui parfum este Marie Salamanie. Ca și note avem așa, coacăze negre, mandarină, în mijloc avem floare de portocal, semințe de hibiscus și floare de grapefruit. Are o combinație de flori foarte drăguță, iar în bază avem patchouli, ambră și mosc. Îmi place parfumul, chiar îmi place foarte mult. Mă duce un pic cu gândul la Sea de la Giorgio Armani, dar ca și categorie olfactivă, așa să zic. Este fructat, este plăcut, este dulce, elegant, dar este o dulceață a fructelor. E foarte aromat așa, foarte frumos. Îmi place, îmi place. Vreau să văd cu ce mai este asemănat pe Fragrantica. Uite, cu Miss Dior, cu sau Elixir de la Yves Rocher. Restul nu le cunosc, dar foarte frumos este. Văd că se îndulcește din ce în ce mai mult pe el, doar am apucat să-l testez, chiar nu l-am purtat absolut deloc. Se îndulcește, se simte floral, se simte izul acela de coacăze și v-am zis, mi se pare foarte aromat, fructat, dulce, proaspăt, paciulos. O să mai discutăm despre el, o să-l port și revin în general în parfumurile săptămânii. Chiar sunt curioasă dacă l-ați testat, dacă l-aveți în colecție și ce părere aveți despre el. Eu o să-l port și o să revin cu informații, cu mai multe detalii, cu siguranță. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Aștept cu mare, mare drag comentariile voastre. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și noi ne auzim în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!